Actorul a recunoscut că a fost infidel în căsnicia cu soția lui, fără să stea prea mult pe gânduri. Mai mult, a ținut să precizeze că Iuliana Palade nu a aflat despre infidelitate până acum și a cerut scuze în direct. Mi-e greu să răspund aici. Da. Dacă nu dau nume, pot să mănânc iute. Elena, dar nu e cunoscută. Vrei să-ți dau numărul de telefon? Vreau să citesc întrebarea și mănânc și iute. Aici scrie, i ți-a înșelat vreodată soția? Dacă da, cu cine? Am spus, Elena era mișto rău de tot. Soția n-a aflat. Află acum, în direct. Nevastă, parcă e prima. Ne-am obișnuit. Iartă-mă. Te rog să mă ierți. Știi că la vârsta mea aleargă globulele roșii bine. Nu este prima oară când Cornel Palade recunoaște că, în trecut, i-a fost infidel soției sale. Acesta a spus, însă, de fiecare dată că nu a luat niciodată în calcul să-și lase familia pentru o aventură. Nu, viața este o sumă de vicii și e bine să le păstrăm. Important e să conștientizezi că sunt vicii și să nu ți se pară că sunt calități. N-a fost niciodată discuția să-mi părăsesc căminul și să plec de lângă soția mea. Niște domnișoare ziariste au plâns un pic pe umărul soției mele, iar ea, o moldoveancă cinstită și sinceră, a pus botul la vrăjeala lor și a început să dea din casă. Familia mea, pentru mine, este întotdeauna pe primul loc. Că am avut o aventură cu cineva, asta nu înseamnă că mi-am trădat familia. Poate mi-am trădat jurămintele, dar nu familia. Jurămintele se mai schimbă, așa e în dragoste.